Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Ședința extraordinară a consilierilor locali programată pentru vineri. Tema principală, referendumul PNL care cere ca ieșenii să se pronunțe, autobuze cu împrumut Bird sau fonduri europene. Pentru Radio Hit, Radu Botez, viceprimar Iași. Dânșii au cerut această ședință pentru data de vineri și cel puțin după discuțiile de ieri am spus că sigur vom face această ședință vineri. Lucrurile care am încercat ieri să le lămurim și a durat ceva timp a fost dacă într-adevăr se poate face acest referendum, ce costuri implică acest referendum, pentru că aceste costuri vor fi probabil apropiate de cele de la alegerile locale dacă se va face acest referendum. Și aici există multe semne de întrebare pe partea juridică, bineînțeles. Da. Sesiunea de admitere la 3 dintre cele 5 mari universități din Iași s-a încheiat. Este vorba de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, UMF și Universitatea de Arte George Enescu. Municipalitatea a prezentat încasările obținute în 2016 de cele 3 baze de agrement de care dispune Ciric, Plaja Nicolina și Strand. Singurele obiective din baza de agrement de la Ciric care își merită banii investiți sunt cele două piscine. 55 de milioane de lei au fost cheltuite pentru aparatură medicală care nu a fost folosită vreodată. Informația apare în proiectul de raport al Curții de Conturi pentru anul 2015. Fostul vicepremier și liderul UNPR Gabriel Oprea a primit verdictul de plagiat. Urmează ca la 1 august, într-o ședință, să se voteze dacă teza de doctorat a lui Oprea devine un plagiat recunoscut oficial. Banca Națională a României a inaugurat astăzi la Tismana Muzeul Tezaurului, primul și unicul spațiu expozițional existent la ora actuală în Europa. Mai mulți indivizi au luat ostatici un preot și un grup de credincioși într-o biserică din Saint-Étienne. O persoană a fost ucisă. Ar fi vorba despre preotul bisericii care ar fi fost decapitat. Atacatorii au fost neutralizați de forțele de intervenție. Premierul britanic vrea să năsprească criteriile prin care sunt primiți studenții străini la studiu în Marea Britanie. Theresa May crede că vizele pentru studenți sunt un pretext pentru cei care vor să lucreze în regat. Două incendii de proporții devastează California în apropiere de Los Angeles și San Francisco, așa numitul Sand Fire, a ajuns la porțile orașului Los Angeles, obligând 20.000 de persoane să-și abandoneze casele din apropiere de Santa Clarita și amenințând 2.000 de clădiri și complexe comerciale. Aeronava Solar Impulse 2, alimentată exclusiv de energia solară, a aterizat în Abu Dhabi astăzi, finalizând astfel un istoric înconjur al lumii. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.